Pentru gemeni, începând cu 4 februarie, transformări, schimbări, folosirea banilor celuilalt, uh, comunicarea, aduc tot felul de dificultăți, uh, pana de idei uh, în această zonă, chestiuni de neatenție, riscuri de a exista o încăpățânare exagerată. Călătoriile, transporturile, comerțul, uh, de altfel în uh, perioada uh, de început a uh, acestei luni pot avea unele perturbații, blocaje, pot să vă influențeze. În data de 5 februarie, totuși, se produce o schimbare. Căpătați posibilitatea de a avea mintea un pic mai organizată, de a vă pune în practică mai ușor ideile, de a vă planifica mai bine ideile pentru activități, căpătați eficiență în plan administrativ, economic, se poate renunța mai ușor la ideile care nu mai sunt de actualitate, deciziile pot fi mai bine um, gândite. Din 23 februarie, de altfel, schimbări, transformări, datorii în zona aceasta. Aveți susținere pentru a avea spirit de aventură, pentru a fi deschiși la nou, dar pot apărea și idei un pic neclare și ceva mai multă risipă de energie, poate și dispute, poate și excentricitate. Relațiile de familie pot deveni mai dezechilibrate începând cu data de 23 februarie, unor poate mai încordate și poate un pic, un pic mai confuze.